seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Aproximativ 1,5 milioane de lei au fost ridicați ieri de ofițerii CNA și procurori în urma perchezițiilor de la Institutul Mamei și Copilului. Doi medici au primit astăzi mandate de arest. 4 persoane au fost rănite într-un accident produs noaptea trecută pe șoseaua Rezina-Urhei. 3 se aflau într-o mașină condusă de un șofer beat care a intrat pe contrasens. Scene șocante au fost surprinse în scara unui bloc. 2 adolescenți au fost filmați în timp ce ar fi fost sub influența unor substanțe narcotice. La Ungheni a fost inaugurat astăzi drumul de ocolire a orașului. Șoseaua de aproape 8 km a fost construită în mare parte dintr-un grant al Uniunii Europene. Mandate de arestare au primit astăzi cei doi medici de la Institutul Mamei și Copilului reținuți ieri. Șeful secției imagistică și radiografie, care și-ar fi recunoscut vina parțială, își va petrece în arest la domiciliu următoarele 30 de zile, iar celălalt doctor, care ar fi recunoscut totul, în izolator. Procurorii spun că vor contesta arestul la domiciliu la Curtea de Apel. Domnule Doni, sunt adevărate acuzațiile ce vi se aduc? De unde erau toți banii pe care i-au găsit cei de la Procuratura Anticorupție? Vă considerați vinovat? Nu. Primul în instanța de judecată a fost adus șeful secției imagistică și radiografie, Nicolae Donii. Procurorii susțin că acesta și-a recunoscut vina parțial și au cerut pentru el mandat de arestare în izolator pentru 30 de zile. Judecătorul de instrucțiune a decis însă altceva. Se admite parțial demersul procurorului, se aplică față din venitul Donii Nicolae Ion măsura preventivă arestarea la domiciliu pentru termen 30 zile. Cum comentați dumneavoastră? Ulterior, ofițerii CNA l-au adus în sala de judecată și pe celălalt medic reținut ieri. Acesta a fost scurt în declarații. Vă considerați vinovat? Ați fost sau nu implicat în această schemă? Poate aveți ceva de spus în apărarea dumneavoastră? Deși doctorul și-ar fi recunoscut vina integral, judecătorul Vitalie Boico l-a plasat în arest în izolator pentru 30 de zile. Domnul avocat, o să contestați decizia judecătorului? Evident. Procurorii spun că în cadrul perchezițiilor de ieri au fost ridicați bani în valoare de peste 1 milion de lei. Bancnotele au fost găsite atât în birourile de serviciu ale unor medici, cât și într-o bancă din capitală. Oamenii legii urmează să stabilească proveniența acestora. Ceilalți doi medici rezidenți sunt cercetați în stare de libertate și ar colabora cu ancheta. Perchezițiile de la secția de imagistică și radiologie de la Institutul Mamei și a Copilului s-au desfășurat ieri. 4 medici de acolo, inclusiv șeful secției, sunt bănuiți că au pus la cale o schemă de colectare ilegală de bani de la pacienți. Banii erau luați de la cei care urmau să fie investigați în regim prioritar, însă nu aveau o programare prealabilă. Zilnic aceștia ar fi câștigat între 6 și 20.000 de lei. Acum 5 zile, ofițerii CNA au descins și la Centrul Republican de Diagnosticare. Acolo au fost reținute 6 persoane, fiind învinuite de crearea unei scheme de corupție similare. 4 persoane au fost rănite noaptea trecută în urma unui accident produs pe șoseaua Rezina-Urhei. Mașinile în care se aflau s-au ciocnit violent și a fost nevoie de intervenția echipelor de descarcerare pentru a scoate pasagerii prinși între fiare. Potrivit poliției, șoferul unui Mitsubishi, aflat în stare de ebrietate, a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de un Renault care venea din față. La volan se afla o tânără de 25 de ani. În urma impactului violent, ambii șoferi împreună cu 2 pasageri au fost transportați în stare gravă la spital. Pe numele șoferului de 27 de ani, care se afla în stare de ebrietate, a fost deschis un dosar penal. O petrecere cu mult alcool pe malul lacului se poate încheia tragic, avertizează salvatorii, care au înscenat astăzi o asemenea situație pentru a preveni necurile. În timpul exercițiului de astăzi, salvatorii de pe lacul din parcul Valea Morilor au reușit să-i scoată la mal pe cei care riscau să se nece. Ce se întâmplă când în preajmă nu sunt salvatorii, vedeți în jurnal. Scene șocante au fost surprinse în scara unui bloc. Nu se știe dacă este din capitală și când s-a întâmplat. 2 adolescenți, o fată și un băiat, au fost filmați în timp ce ar fi fost sub influența unor substanțe narcotice. Ei nu reacționau la oamenii din jur și nu răspundeau la întrebări. Poliția s-a autosesizat. Cazul. Ha?
Secvențele video au apărut pe rețelele de socializare, fiind publicate de către un bărbat, care ne-a spus că le-a primit anonim de la cineva. În imagine apar doi adolescenți, iar autorul filmulețului spune că aceștia ar fi frați. Totodată se aude cum oamenii prezenți acolo susțin că adolescenții ar fi drogați. Девочка, как тебя зовут? Алена, что ты курила, Алена? Брат и сестра. Copiii care se aflau în scara unui bloc de locuit abia se țineau pe picioare și nu reacționau la oamenii din jur. Сиди, упадешь, сиди. Что, наркота там, что? Oamenii legii s-au autosesizat și spun că nu știu unde a avut loc incidentul. Copiii vor fi căutați de poliție. Urmează să se întreprindă măsuri pentru a stabili toate circumstanțele și a identifica persoanele care apar în imaginile video. Dacă ele se vor dovedi a fi minore, aici vorbim despre sesizarea părinților și audierea lor. Acum 3 săptămâni, 5 tineri au fost văzuți inconștienți pe scările unui oficiu din capitală. Polițiștii care patrulau în zonă au dat de ei și au găsit în apropiere substanțe narcotice. Tinerii au primit ajutor medical, iar apoi au fost duși la inspectorat pentru a fi audiați. Potrivit oamenilor legii, dacă expertiza va arăta că ei într-adevăr dețineau asupra lor droguri, 4 din cei 5 tineri care au până la 25 de ani vor fi amendați. Gheretele care au apărut de la începutul verii în parcurile din capitală vor fi evacuate în octombrie. Decizia a fost luată astăzi de primarul interimar Ruslan Codreanu. În ultimele luni, în parcurile din oraș au apărut mai multe gherete decât erau până acum. Nu toate punctele de comercializare au respectat schemele de amplasare, astfel că se găsesc câte 6 gherete una lângă alta. Numai în parcul Valea Morilor au apărut 8. Agenții economici care nu-și vor evacua gheretele vor fi sancționați. Doi moldoveni au încercat să scoată din țară aproape 500.000 de lei românești. Nu le-a reușit însă, întrucât bancnotele au fost găsite de la Devame și de la Leușeni. Bărbații sunt cercetați penal pentru o contrabandă cu valută în proporții deosebit de mari. Asta e. Pachete întregi cu bani au fost scoase din salonul mașinii. Vameșii le-au găsit ascunse în tavanul vehiculului, dar și în 2 scaune auto pentru copii, ce se aflau în portbagaj. În total, cei 2 moldoveni au încercat să scoată din țară peste 485.000 de lei românești, adică în jur de 2 milioane de lei moldovenești. Bărbații au ajuns în Vama Leușeni în jurul orei 1:30 noaptea trecută. Acum aceștia riscă închisoare de până la 10 ani, iar pe marginea acestui caz a fost inițiat un dosar penal. Nu se știe deocamdată proveniența acestor bani și unde erau transportați. Legea spune că la trecerea frontierei, persoanele fizice trebuie să declare suma de bani pe care o dețin asupra lor, dacă aceasta depășește 10.000 de euro. Lecție de viață pe lacul din parcul Valea Morilor din capitală. Salvatorii au prezentat riscurile la care se supun persoanele care se scaldă în stare de ebrietate. Ei au înscenat o petrecere pe malul Chiazului și au arătat ce se întâmplă după consumul de băuturi alcoolice. Noi înțelegem să ies la serviciu 50 grame, nu? Tarancă. Salvatorii au intrat bine în rol de actor și au demonstrat pas cu pas ce se întâmplă după o beție pe malul lacului. După ce au consumat alcool, 2 dintre petrecăreți au intrat în apă și riscau să se nece. Hai, încercăm! Davai, zabă-dăvă! Salvatorii au reușit să-i scoată la mal, iar unul dintre ei era în stare inconștientă. Ia uite, eu și cateroi pe dâns. Medicii de la Smurd au efectuat manevre de resuscitare și au arătat cum trebuie de reacționat în caz de înnec. Deja nu am primit o lecție suficientă și nu o să mă bag în stare de ebrietate în apă. Și sfătul celorlalți că să nu-mi urmeze exemplu. Astăzi am avut noroc de salvamare de la stația de salvare, însă dacă eram într-un loc nesupravegheat, nu cred că prietenii mei mă ajutau cu ceva.
Oamenii care erau astăzi pe plajă spun că de fiecare dată când vin aici întâlnesc multe persoane în stare de ebrietate și cred că lecțiile pompierilor sunt binevenite. Show-urile ele sunt bune, dar situația în țară este foarte, foarte, foarte agravată. Seara aici sunt foarte mulți bieți, foarte urât se comportă seara. Sunt, chiar am văzut poliția, cum pur și simplu trece pe alături cu biciclete, Dumnezeu le-a dat biciclete, fac împrejurime în prejurul vlacurilor și mai mult nu se lucrează. Ești cinstit, stai acasă, dar nu vine aici să faci probleme cuiva, dar poate țineți. Eu socot că în stare de libertate nu trebuie nimic la lac. Trebuie să circule aici poliția sau salvatoria, că pe mal nu o să șadă acolo, dar dacă se aici, să nu-i dai voie să scalde. Decât vin eu aici și mă scald, des îi văd în stare de libertate. Salvatorii îndeamnă oamenii să evite plajele și scăldatul dacă au consumat alcool, deoarece riscurile la care se supun îi pot costa viața. Că persoana care este în stare de ebrietate pierde orientare în spațiu și cel mai des ei se duc, în loc să se ducă la mală, se duc de la mală sau se scufundează. Potrivit ultimului studiu efectuat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, 50% din numărul cazurilor de NEC au loc pe fundalul consumului de alcool și scăldatului în locuri neautorizate. De la începutul anului 2018 și-au pierdut viața în bazinele acvatice 42 de persoane, inclusiv 9 minori. După 50 de ani de căsnicie, mai multe cupluri din capitală și-au spus din nou da în fața ofițerului de stare civilă și au dezvăluit care este formula unei relații trainice. Mă scol dimineața și să mă sărutin, nu mă dau un loc. Mă culc seara, păi Ioane, ce, ai uitat? El se râde, ai lasă mâine. Dar eu zic, nu, trăim. Cât trăim, trebuie să fie și asta. Asta e dragostea. Eu vreau întotdeauna să fiu sărătată, îl iubesc. Pe lângă dragoste, mai sunt și alte ingrediente care au reușit să-i țină alături pe soț. Imediat la știri, vedeți care sunt acestea. Un consilier local din Ucraina a fost grav rănit după ce mașina s-a sărit în aer și a luat foc. Câinele care era împreună cu el nu a putut fi salvat. Deputatul s-a ales cu arsuri și este internat în spital. Nu se știe deocamdată dacă este vorba despre un atac. Incidentul s-a produs ieri în orașul Kamenskoye, regiunea Dnepropetrovsk. Microbuzul de tip Volkswagen Transporter s-a aprins din mers în jurul orei 15. Potrivit martorilor, înainte ca vehiculul să ia foc, s-a auzit o bubuitură puternică asemănătoare unei explozii. Ca urmare, au fost sparte geamurile unei clădiri din apropiere. Alesul local a rămas în viață, reușind să sară din autovehicul înainte ca flăcările să se intensifice, însă s-a ales cu arsuri grave. În mașină mai era și câinele acestuia, care nu a putut fi salvat. Până la sosirea ambulanței, oamenii de la fața locului au acordat primul ajutor medical. Victima se află acum în stare gravă. Oamenii legii desfășoară investigații pe acest caz și nu pot spune dacă este vorba despre un atac sau despre un accident. Un judecător din SUA a găsit o soluție pentru a închide gura unui acuzat. Cel din urmă vorbea neîntrebat, astfel că era dificil de dus procesul până la capăt. Atunci magistratul a dispus să-i fie lipită gura cu banda adezivă. Cazul a avut loc într-o judecătorie din statul Ohio. Inculpatul de 32 de ani, care era acuzat de 3 jafuri armate, era destul de guraliv, astfel că nu a lăsat stenograful să facă înregistrări și vorbea paralel cu avocații și judecătorul. Acesta din urmă i-a făcut observație, dar în zadar. Atunci, magistratul a decis să ia măsuri extreme. Acesta a ordonat să-i se lipească gura cu o bandă adezivă. În urma procesului de judecată, inculpatul guraliv a fost condamnat la 24 de ani de închisoare. Cu câteva luni înainte de parlamentare, BNM anunță o inflație de 2% pentru sfârșitul acestui an. Prognoza este alimentată de micșorarea prețurilor la produse și de aprecierea leiului în raport cu dolarul. Trendul însă se va inversa începând cu anul următor, când se anticipează un nivel de 6,5%. Reprezentanții BNM vorbesc și de o stabilizare a prețurilor la combustibil la bursele internaționale în această perioadă. De la independență încoace, cea mai mică rată de inflație a fost înregistrată în anul 2009. Media anuală pentru 2017 a fost de 6,6%. Zeci de cupluri care sărbătoresc nunta de aur și-au confirmat sentimentele și au spus pentru a doua oară un da hotărât în fața ofițerului de stare civilă. Soții afirmă că după 5 decenii trăite mână de mână, iubirea este ceea ce ține împreună. Pe lângă emoțiile ceremoniei, aceștia au primit și câte 1000 de lei din partea primăriei capitalei. Thank you.
aceiași fluturi în stomac și sentimente în inimă, cuplurile au pășit pragul oficiului stării civile. De această dată, cu timpul brăzdat pe chip, cu pasul mai agale, dar la fel de îndrăgostiți. Soții spun că pentru eveniment, ca și în ziua nunții jucate acum 50 de ani, au ales ținute de sărbătoare. În ariate pricioscu, liberal mie muș. Cam stium ne privizli măi pravnucică. Из-за границы, внучка, правнучка, сыновья. Роза și Constantin Nichitin s-au cunoscut dansând pe scena profesionistă și pentru că o făceau cu iscusință, au zis să danseze împreună și pe scena vieții. В душе мы молодые, как 18 лет. Мы не смотрим в паспорт. Мы живем. Все у нас было вместе. Преданность, любовь, верность и самое главное – терпение. Терпение друг к другу. И вот И уважение. Iar nepoții, acum invitați de onoare la nunta de aur, îi privesc cu admirație. Trebuie să luăm drept exemplu, să ajungem la așa vârstă frumoasă, în nunta de aur de 50 de ani, dar arată cum ar fi ca la 20. Ioan și Maria Cotorobai își amintesc de parcă ar fi fost ieri, de 12 iulie 1968, ziua în care s-au hotărât să pornească împreună în aventura vieții. Au făcut cunoștință la locul de muncă, iar acum, cu licărire în ochi, își numără averea. 3 copii, 4 nepoți și 3 strănepoți. M-am aranjat la serviciu la uzină tractoare, unde ne-am găsit jumătatea și peste o an de zile ne-am căsătorit. Noi ne ajutam unul pe altul. El era mereu alături de mine, ca și soț și ca prieten. Spun că nu uită să-și înceapă, dar și încheie ziua cu un sărut și cuvinte de alint. Să mă scol dimineața și să mă sărutin, nu mă dau un loc. Mă culc seara, păi Ioane, ce, ai uitat? El se râde, ai lasă mâine. Dar eu zic, nu, trăim. Cât trăim, trebuie să fie și asta. Asta e dragostea. Eu vreau întotdeauna să fiu sărătată. Îl iubesc. Pe lângă respect și dragoste, cuplurile model spun că în viață e nevoie și de condimente. Secretul nadejdei și al lui Alexandru este umorul. Când vă treziți dimineața, cu ce vă umpliți zilele? Fisulturi facem. Fisulturi, dacă nu faceți șutnic. Sentimentele sunt la fel de profunde. Singura diferență în cazul unora este bastonul, care le-a devenit mai nou accesoriu nelipsit. Chiar și așa spun că acesta nu îi împiedică să danseze cu foc ca pe timpuri. Noi așa cum suntem, da, noi în cârjă azi, începem dansuri și terminăm. Până la sfârșit. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie au primit din partea primăriei câte 1000 de lei și au semnat în cartea de onoare. Chinezii își dezgroapă morții ca să distrugă sicriile după ce a fost adoptată o lege care interzice înmormântarea. Sicrie, chiar și cele în care erau morții în timp ce erau duși la groapă. Imediat la știri aflați de ce au decis autoritățile să adopte asemenea restricții. Mai bine mai târziu decât niciodată, cu o întârziere de 2 ani, șoseaua de ocolire a orașului Ungheni a fost astăzi inaugurată. Drumul care asigură accesul direct spre punctul de frontieră Sculeni a fost construit în mare parte din banii oferiți de Uniunea Europeană. Deși ambasadorul UE a criticat ultimele decizii ale guvernării, astăzi Peter Mihalcu a stat alături de premierul Pavel Filip. Panglica a fost tăiată de ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău și primarul de Ungheni, deși premierul era alături. Primii care au pășit pe asfaltul proaspăt așternut au fost câțiva copii care și-au testat bicicletele. Premierul s-a interesat cum e să circul pe două roți pe drumul nou. Domnule Filip, când ați urcat ultima oară pe bicicletă? Vreo lună în urmă, cred că am fost pe bicicletă, am o bicicletă acasă și mai încerc. Cu părere de rău, nu prea avem piste pentru cicliști la noi și este foarte complicat să te miști prin oraș cu bicicleta. Cine se face vinovat că în oraș lipsesc aceste piste pentru bicicletă? Eu, desigur, cine mai poate fi vinovat?
Drumul de ocolire a orașului Ungheni, care are o distanță de peste 7 km, va reduce numărul de mașini care tranzitează orașul și va micșora cu 11 km distanța până la frontiera cu România. Zilnic, peste 450 de unități de transport greu vor fi redirecționate pe șoseaua de ocolire. Drumul trebuia să fie dat în exploatare încă în iunie 2016. Din cauza întârzierii, grantul oferit de europeni pentru lucrări a expirat, iar 45 de milioane de lei care nu au reușit să fie absorbiți au fost alocați din fondul rutier. Este adevărat, a fost construit cu mai multe probleme, au fost tergiversări. Nu aș vrea să identificăm acum pe toți cei care se fac vinovați, pentru că este o serie de, au fost o serie de probleme, cât ține și de calitatea celor care au lucrat la administrația de stat. Au fost probleme și cu cei care au executat. Dar pentru acest drum vorbim de un grant de circa 8,63 milioane de euro din partea Uniunii Europene. Peste 40 de milioane de lei am alocat pentru aceste lucrări din fondul rutier, pentru că am întârziat puțin. Noua șosea de centură va îmbunătăți conexiunea cu frontiera Uniunii Europene. Va facilita comerțul și business-ul. Imediat după inaugurare, premierul a plecat în grabă. Iar ambasadorul Uniunii Europene a mai rămas la eveniment. Șoferii s-au bucurat că în sfârșit drumul a fost inaugurat. Foarte bine, mai ales că noi trăim aici aproape și în primul rând e foarte convenabil, că e prescurtat foarte, adică nu intrăm prin oraș. O leacă să ușurează, fiindcă ne ducem pe dreapta și nu ne înconjurăm, dar așa e normal, mergi, dar ce să fie mai departe să vedem. Șoseaua de centură a fost construită în cadrul proiectului de susținere a programului din sectorul drumurilor, finanțat de Comisia Europeană BERT și BEI și a costat 11 milioane de euro. Deși asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene a fost suspendată, proiectele inițiate pe bani europeni, cum ar fi drumul de ocolire din Ungheni, vor continua. Potrivit ambasadorului UE la Chișinău, autoritățile au ocazia să repare greșelile la alegerile parlamentare. Peter Mihalco s-a arătat îngrijorat de invalidarea alegerilor din capitală. Referindu-se la localele din capitală, ambasadorul UE și-ar dori ca votul orășenilor să fie recunoscut. Așteptarea că autoritățile din Republica Moldova vor găsi modul în care voința alegătorilor din Chișinău va fi respectată. Autoritățile spun că nu pot interveni în sistemul judiciar. Care ar fi modalitatea de a fi declarate aceste alegeri locale valide? Sunt în mâinile autorităților moldovenești toate posibilitățile. Cum această condiție a fost menționată și în rezoluția Parlamentului European, guvernarea ar trebui să se asigure că alegerile parlamentare din februarie vor fi libere și corecte. Dacă vorbim despre alegerile parlamentare, este firesc ca așteptările Uniunii Europene și țărilor membre Uniunii Europene sunt ca procesul care este legat de aceste alegeri, campania electorală, procesul după ziua de vot, vor fi în conformitate. Potrivit lui Mihalco, banii europeni continuă să vină în țara noastră prin intermediul zecilor de proiecte menite să îmbunătățească viața din Moldova. Ceea ce privește asistența Uniunii Europene pentru Republica Moldova, asta nu este numai asistență macrofinanciară. În fiecare moment avem în derulare în această țară mai mult decât 150 de proiecte. Anterior, imediat după suspendarea asistenței macrofinanciare, liderul partidului de la guvernare, Vlad Plahotniuc, spunea că decizia UE este una politică incorrectă și servește intereselor PAS și PPDA. Cei din urmă au calificat această declarație drept una bolnăvicioasă. Tot atunci, președintele Parlamentului zicea că Moldova nu va fi afectată de lipsa banilor europeni. Asistența macrofinanciară reprezintă o finanțare de 100 de milioane de euro acordată de UE, 60 de milioane sub formă de împrumut și alte 40 sub formă de grant. Banii trebuiau debursați în trei tranșe în funcție de progresele înregistrate în domenii precum combaterea corupției, reforme în sectorul energetic, climat de afaceri sau guvernanță publică. Prima tranșă urma să ajungă la începutul lunii iulie.
Au lucrat toată viața peste hotare ca să-și petreacă bătrânețea acasă în liniște. Mai mult au decis să-și facă zilele dulci ca mierea. Vorbim despre doi soți din autonomia găgăuză care și-au deschis o prisacă. Nu aveau cunoștință, așa că au învățat despre apicultură totul de la zero, iar utilaje au cumpărat pe banii europenilor. Și-au crescut copiii și nu mai aveau ce căuta în străinătate, asta o spun soții Căvârșic, așa că au decis să se întoarcă în satul natal, Cazaclia din Ceadăr Lunga. Nu au mai putut sta fără treabă, așa că s-au apucat de apicultură. Можно купить целую пасеку вместе с прицепом. Я решил в то время купил полный прицеп с 20 ульями первый год. И мне понравилась эта работа, и плюс еще дома, в кругу семьи. Prima investiție a familiei a fost de 40.000 de lei pentru stup. Cei doi soți în fiecare an încearcă să dezvolte mica lor afacere. Cel care are grijă de albin este capul familiei. Zice că este o muncă grea și că în fiecare zi trebuie să vii să vezi ce fac și cum o duc. Ulie, vădvigaiu-se. Очень удобно. Крышку снял. Готовятся они к зиме пока сами. Если получается, что у них к зиме они полностью не готовы, то мы их опять-таки подкармливаем. Но в принципе у них есть. După ce și-au pus afacerea pe picioare, au vrut ca din mierea lor să guste și alții, așa că au aplicat la un grant oferit de Uniunea Europeană. Moldova produce foarte mult miod. Am vrut să facem ceva diferit, să prodăm miod în rozniță. Наша задумка была такая, чтобы подать людям в другом виде этот мед. И мы вот сделали свой продукт. Investiția lor a fost de 3.000 de dolari, iar cu grantul de 9.000 de euro primit de la europeni și-au cumpărat utilajele necesare. Familia Căvârșic este printre prima pe piața autohtonă care are utilaj de recristalizare a mierii de albine. Asta pentru a o face mai cremoasă. Au combinat mierea de albine delicioasă împreună cu nuci. Этот аппарат нам помогает очень хорошо, чтобы ее разливать. Видите, вот орех и в баночке. Чтобы он наполнился, эта баночка наполнилась, она должна идти вниз. Там орех, он не сразу уходит. Мы ее наполняем, если бы вы видели, он дозированно. Pentru a nu sta pe loc, încearcă să-și diversifice producția cu cele mai bune produse. Мы хотим увеличивать и объемы производства, и расширять ассортимент нашей продукции. На Западе покупают наш мед и покупают наши грецкие орехи. Вот вы видите, да? Но мы очень хотим, я думаю, что это будет очень сложный путь, но мы очень хотим поставлять на экспорт именно уже в готовом виде мед с орехами. Familia Căvârșic nu se oprește aici, își dorește să se extindă pentru a fi recunoscută și în Europa. Fiind sub influența drogurilor, un bărbat din Manchester și-a ucis iubita, apoi s-a aruncat de la balcon, deși a căzut de la înălțime de 7 metri, acesta a rămas în viață. Din imagini se vede cum bărbatul cade peste o mașină parcată lângă clădire. Britanicul în vârstă de 37 de ani consumase cocaină și și-a ucis iubita lovind-o cu un cuțit în zona feței și în spate. După ce a ucis tânăra de 24 de ani, a sărit de la balcon. Camerele de supraveghere au surprins momentul prăbușirii, dar și ceea ce s-a întâmplat după. Individul a început să amenințe trecătorii cu același cuțit cu care a săvârșit crima. Ulterior a fost însă reținut de poliție. Chinezii au început să-și dezgroape morții, asta după ce autoritățile dintr-o provincie din sud-estul țării au interzis îngroparea persoanelor decedate. Acesta optează pentru varianta încinerării, întrucât ar economisi terenul. Oficialii din sud-estul Chinei au distrus mii de sicrie, unele dintre ele fiind dezgropate după ce au interzis persoanelor din provincia Jiangxi să mai îngroape persoanele decedate, optându-se pentru varianta incinerării.
În ultima săptămână, autoritățile au înăsprit măsurile pentru a se asigura că politica este implementată, iar acest lucru a cauzat reacții adverse de-a lungul Chinei. Videoclipuri și fotografii arată cum oficialii iau sicriile din casele sătânilor. De asemenea, oficialii au înlăturat forțat protestatarii care stăteau înăuntru propriilor sicrie pentru a le proteja. În urma criticilor, autoritățile locale din provincia Jiangxi, care și-au propus ca toate persoanele decedate să fie incinerate începând cu septembrie, au comunicat că implementarea legii va fi făcută cu mai mult respect. Cel mai tânăr student de la Universitatea Națională Autonomă a Mexicului are 12 ani. El a fost admis după ce a trecut cu brio de examen. Carlos Antonio Santa Maria Diaz va studia fizica biomedicală. Conducerea Universității Naționale Autonome din Mexic a confirmat joi că băiatul pe nume Carlos Antonio Santa Maria Diaz a trecut examenele de admitere cu un scor perfect și este cea mai tânără persoană admisă vreodată în instituție. Papa nu stava tan nervios, eu stava nervios și mama era la mas nervios. Lo mínimo para entrar, 103. Luego, a ver, ¿dónde estoy? Ahí. Calificación, 105. Bueno. Estado aceptado. Sí, no, no, no. Totuși, nu este pentru prima dată când băiatul pășește pragul acestei universități. El colaborează cu prestigioasa instituție de învățământ încă de la 9 ani, când a participat la elaborarea unor studii în domeniul chimiei analitice, biochimiei și biologiei moleculare. Băiatul va studia la Facultatea de Fizică Biomedicală ca specialitate de bază. Ellos son los que con apoyo han conseguido los exámenes, han hecho todo y yo lo único que he hecho ha sido estudiar y pasar los exámenes. Puștiul este interesat de domeniul reconstrucției celulare ca modalitate de a vindeca bolile. Si no te deja entrar por la puerta, meterte por la ventana o por el techo, porque siempre hay una forma de entrar a las cosas. Universitatea l-a descris pe Carlos Antonio Santa Maria ca un student cu capacități cognitive superioare, jucăuș, timid și care a sfidat timpul și regulile administrative. Andy Murray a plâns în hohote după meciul cu românul Marius Copil. Tenismanul britanic a învins după mai bine de 3 ore de joc, iar imediat după final a oferit un moment emoționant. In many ways, it's a lovely shot, isn't it? We've all missed it. He certainly missed it. Incredible performance all week from Murray over. Partida a fost una extrem de disputată, iar britanicul a acces în sferturile turneului de la Washington. Până la meciul cu Murray, Marius Copil nu pierduse niciun set la competiția din SUA. Gianluigi Buffon nu a scăpat de cântecul de inițiere la PSG. Legendarul portar italian a urcat pe masă și a făcut spectacol. Lângă golkeeperul de 40 de ani se afla și atacantul moldovean Virgiliu Postolachi, care a filmat momentul. A intrat bine în rol și a cântat o piesă în limba italiană. Momentul artistic a culminat cu aplauzele colegilor care au rămas încântați de spectacolul oferit de acesta. Buffon a semnat cu PSG în această vară după o carieră sclipitoare la Juventus. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul La Sfierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Eu vă doresc o seară frumoasă și un sfârșit de săptămână așa cum vi-l doriți.